Un incident șocant a avut loc în Iași în plină zi. Un biciclist care trecea pe lângă o gospodărie din zona Păcurari a fost deranjat de cei doi câini din curte și a pulverizat cu spray paralizant în direcția lor. Însă bărbatul nu a bănuit ce avea să se întâmple. Gestul său a fost înregistrat de camera de supraveghere a casei respective, iar proprietarea a postat imaginile pe o rețea de socializare. Noi vorbeam cu maică mea la telefon, că nu-s acum în Iași, eu sunt plecat din Iași. Și îmi zice că, băi, stai, cred că o dat cineva cu spray în ochi la câini. Mă rog, și adică tipul plecase deja și am intrat pe camere să văd. Na, și se vede un domn la vreo 40 de ani, nu știu. Adică el trecea, dar se oprește, scoate spray-ul din buzunar, dă la câini și dă tot gardul. Adică se vede în a doua filmare cum trece așa, mai dă o tură. Câinii sunt ok, acum nu e prima oară când se întâmplă. Am mai pățit, dar am pățit copii, na, și copii, ce poți să-i faci. Dar ăsta e un om adult în toată firea care a luat decizia asta. Imaginile de pe Facebook au atras numeroase comentarii. Unii susțin că agresorul este profesor de istorie la Colegiul Economic Virgil Magiaru din Iași. Începul meu să-mi răspund că îl bănuiesc pe un profesor de la Economic 2. Și mi-a zis, deci un tip care a fost elev și a zis că băi, ăsta este nebun. Nebun. Pana mea, na, cum vorbesc elevii despre profilor. Că e răutăcios și că merge super biciclist, că el sigur e că el se îmbracă așa, el poartă găscuțe și bluziță din aia de biciclist. La data de 30 august, polițiștii din cadrul secției numărul 2 Poliției Iași au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat a pulverizat spray iritant lacrimogen către doi câini. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rănire animalelor, iar cercetările sunt continuate pentru identificarea bărbatului bănuit de comiterea faptei, stabilirea întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale ce se impun. Am încercat să obținem un punct de vedere din partea bărbatului bănuit că ar fi pulverizat cu spray paralizant spre câini, însă până la momentul difuzării acestei știri, el nu a răspuns apelului telefonic. Stăpânii câinilor au depus o plângere la poliție și așteaptă ca vinovatul să fie găsit și pedepsit.